Cărți rare de o valoare inestimabilă care au supraviețuit războaielor mondiale nu au rezistat unui Dorel din Suceava, sau mai bine spus, unei întregi echipe de muncitori. Oamenii care lucrau la acoperișul bibliotecii județene au uitat să protejeze cum trebuie volumele. Restul a făcut ploaia. Nu mai există în județ așa ceva. Așa sunt cărți unicate sau... Da, în bibliotecă, sunt rarisime acum. Printre rafturile pline de cărți ale bibliotecii stau de câteva zile mai multe căleți, ca să nu plouă pe jos. Pe sus însă a plouat, direct pe cărți. 100 de volume rare și ziare vechi, de o valoare imensă. Acum toată lumea ridică din umeri. La secția de fond Bucovina, din păcate, într-adevăr așa este, s-au creat infiltrații de apă destul de consistente și s-a ajuns și la carte. N-am știut, noi am fi putut pune niște folii, dar nu știam exact pe unde ar fi putut curge. Muncitorii care lucrează la acoperiș au decopertat clădirea, iar pentru protecția împotriva ploilor spun că au pus folii de plastic, numai că bucățile de material n-ar fi fost suficient de bine prinse. Cum s-a ajuns la această situație? Ploaia de azi noapte a făcut practic aproape impracticabile aceste folii și prelățele care au fost puse. Avem contractul cu firma de construcții care trebuia să ia toate măsurile pentru protejarea a ceea ce înseamnă spațiul de la etaj nivelul 1. Șeful de șantier are și el o explicație. Puteți vedea că prelata s-a umplut de apă. Efectiv s-a umplut de apă și deci a fost să da drumul la capete ca să elimine apă. Atât greutății apei a băltit pe placă și undeva trebuie să-și dea drumul să curgă. De sub dușul cu apă, cărțile stau acum la uscat, îngrămădite pe calorifere și pe mese. Angajații bibliotecii nu pot decât să spere că acestea nu se vor distruge complet. În acest moment, pagubele sunt greu de estimat.